mulțumirea localnicilor. Oamenii spun că oricum în zonă s-au făcut multe lucrări inutile, fără ca cetățenii să fie consultați de primărie. Neregulile la amenajarea parcului Mogheroș au fost semnalate și de Curtea de Conturi în cel mai recent raport al său. Cu 2 săptămâni înainte de anul nou, Consiliul Local al Sectorului 6 a decis suplimentarea cu 3 milioane de euro a bugetului alocat pentru reamenajarea parcului Drumul Taberei. Astfel, cel mai mare buget alocat în România pentru un parc a ajuns la 17 milioane de euro. Decizia Sectorului 6 a Municipiului București de a face o nouă investiție în parcul Drumul Taberei prin distrugerea totală a amenajărilor și dotărilor existente nu a respectat principiile economicității și eficienței în condițiile în care prin aceste lucrări nu a fost amenajat un spațiu verde nou sau unul degradat, investițiile anterioare de peste 3.000 de lei fiind distruse în totalitate. Se arată în raportul Curții de Conturi. Inspectorii mai precizează că spațiul verde a fost defrișat astfel încât să facă loc unor instalații inutile și scumpe, în condițiile în care acolo exista vegetație de ani de zile, pentru care fuseseră cheltuiți mulți bani. Parcul Drumul Taberei, singurul parc amenajat cu fonduri europene, a beneficiat de cea mai scumpă investiție în spații verzi, 75 de milioane de lei. O investiție însă care nu se justifică, având în vedere că în acest moment există peste 100 de arbori uscați, aparent fără niciun motiv, probabil victime ale lucrărilor de modernizare. Investiția record din parcul Mogheroș nu a schimbat fața locației, susțin bucureștenii, care sunt mulțumiți doar în privința unui singur aspect. Parcul nu mai e închis, așa cum s-a întâmplat 2 ani. 75 de milioane de lei, nu știu cum se justifică, pentru că sunt multe lucruri aduse din import, cu prețuri probabil la nivel occidental. Dacă ar fi să aleg, n-aș alege amenajarea unui parc în locul unor alte urgențe, care sunt de natură socială, să zicem. Sunt niște poduri inutile, absolut inutile. S-au tăiat foarte mulți copaci, că noi stăm chiar aici aproape și, practic, a fost mutilat acolo cu, nu știu ce să fac, niște sere, spațiu care este mort. Sunt puține locuri de joacă și ne-a distrăcut faptul că a fost desfințat lacul în ideea că se va face un pom de iarnă și nu s-a amenajat absolut nimic. E sinistru parcă pentru copii. O problemă pe care am sesizat-o, gândacii. Gândacii zburători care deranjau foarte mult și copiii și adulții. Prin aceeași hotărâre de Consiliu Local, pentru paza pe străzile din Drumul Taberei și militare au fost alocați aproape 1 milion de euro.